Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Loredana Dumitrașcu și azi vă propun un subiect controversat. Tratamentul cancerului. De fiecare dată când deschidem calculatorul, vedem tot felul de anunțuri, articole care vor să pară documentate despre diferite plante sau diferite terapii care ar avea darul să vindece complet orice tip de cancer. În realitate, lucrurile stau cu totul altfel. Există tratamente, există cercetări, există oameni care și-au dedicat viața studiului acestor afecțiuni. De fapt, nu vorbim despre un cancer, ci despre foarte multe tipuri de cancer. Pentru a vorbi despre miturile și provocările care țin de tratamentul cancerului, l-am invitat în studio pe domnul dr. Răzvan Mihalcea, medic rezident pe medicină internă. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Bine v-am găsit. Ne puteți trimite mesaje, întrebări și opiniile dumneavoastră la numărul 0751 400 300 și le vom citi în emisiune și vom răspunde acestor întrebări. De cât timp se studiază sau se încearcă vindecarea în cancer? Eu cred că din timpul vechilor greci, de unde ne și vine numele acestei afecțiuni numită cancer, termenul grecesc este carcinos, care însemna crab. La observațiile empirice făcute de cei care disecau cadavrele pe vremea aceea, descoperau că anumite tumori aveau forma acestui animal marin, și că asemănător cu acest crustaceu prindeau anumite organe și le sufocau. Și au spus carcinos, seamănă cu un crab. Carcinom. Și a rămas nume. Și deci anumele carcinom, cancer de, cum să spun eu, evoluția lui naturală în limba română. Termenul se află la fel, cancer, este și în limba engleză și, dacă vreți, în cele mai multe limbi, chiar și latine. Există o frumoasă carte pentru care s-a luat premiul în Pulitzer, despre împăratul bolilor se numește, tradusă și în română, Emperor of All Maladies, care povestește într-un fel istoria tratării și istoria tuturor acestor avansuri tehnologice în tratarea cancerului. Deci cred că de pe vremea grecilor până în ziua de astăzi s-a încercat tratarea acestei afecțiuni, care este destul de frecventă, a fost destul de frecventă și este încă destul de frecventă. A fost pentru că a existat o vreme, și nu destul de neapărat, în care n-apucai să ajungi la vârsta care să dezvolți cancer și mori din alte cauze. Reversul este că astăzi, în societatea noastră, apuci să diagnostichezi cancerul la vârste din ce în ce mai tinere. Care erau acele cauze care scurtau viața mai devreme înainte? Păi hai să le luăm tipic. O chestie de care toată lumea fuge într-un mod absolut nenatural, cred eu, și anume bolile copilăriei, în principal bolile sugarului, pentru că mortalitatea peripuerperală, dacă e să fim corecți, era imensă în Europa și în lume. Se murea atât, mureau atât mamele în primele zile după naștere, cât și copiii, în primul an, de exemplu, mureau pe capete, din tot felul, banale infecții, cum ar fi pneumoniile, banale infecții, cum ar fi infecția cu bordetela pertussis, tusea măgărească și așa mai departe, cu tot ce însemna epiglotita acută care sufoca copilul și așa mai departe, erau chestii care te omorau. Apoi, dacă reușeai să scapi de treburile astea, veneau tot felul de boli infecțioase asupra ta, dacă reușeai să te biruiești și pe astea și să nu mori de tot felul de vărsate și așa mai departe, poate mai te, în zona ta trecea o epidemie de ciumă, dacă nu te omora epidemia de ciumă, sigur să găsea un împărat deștept care făcea război cu împăratul din țara ta și riscai să mori acut prin faptul că făceai topor la creier. Și dacă reușești să-ți supraviețuiești acest lucru și să ajungi să-ți vezi nepoții la 40 de ani, te omora bătrânețea până chestii care acum, sigur că se tratează cu 2-3 pastile. Deci, deja la 20 de ani oamenii erau undeva pe la mijlocul vieții. Păi, dacă trăiai până la 40-50 de ani, evident, erai până la mijlocul vieții. Între timp au fost inventate vaccinurile. Da, ca o mare conspirație de a reduce populația lumii. De aia populația lumii a crescut la 7 miliarde în ultimii ani, evident. Evident, din cauza asta, și de aia, mai ales în țările cele mai civilizate, se fac cele mai multe vaccinuri, pentru că populația lumii se află concentrată foarte mult în India, în China, unde sunt peste 2 miliarde și ceva de oameni. Acolo nu face nimeni vaccinuri și așa, dar reduce populația din țările care au 20 de milioane, 19 milioane și așa mai departe. Problema, știți care este? Că persoanele care de obicei înțeleg ironia, se și vaccinează.
Problema, da. Credeți-mă că n-aș avea nicio problemă cu selecția naturală în ceea ce privește vaccinurile dacă nu m-ar afecta și pe mine. Refuz să cred că există oameni care se declară a fi creștini, fie că sunt practicanți sau nepracticanți, pastori sau laici, care nu-și vaccinează copiii, fie doar și din pricina faptului că au învățat sau că biserica creștină a învățat că trebuie să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. În cazul cu vaccinul, nu este că tu te-ai putea îmbolnăvi de respectiva boală, ci pentru că îmbolnăvirea ta cu respectiva boală împotriva căreia ai refuzat vaccinul cu bună știință, face ca tu să fii o poartă de îmbolnăvire pentru societatea în care te afli, pentru grupul în care te afli, cu o sușă rezistentă la care nici ei nu sunt dispuși să facă față, pentru că au fost vaccinați anterior. Și condamnă oameni nevinovați la suferință și moarte. Dar sigur că nu putem să spunem chestia asta, pentru că, să ne amintim, este vorba de o conspirație, probabil iudeo-masonică, probabil nu știu a căror corporații, de a reduce populația României, Chinei, Bulgariei, Rusiei și așa mai departe, pentru că sigur că au o problemă cu noi, care suntem cei mai drepți și mai frumoși și mai deștepți dintre traci, după cum bine spunea istoricul Herodot. Bun. Acum, eu cred că în privința vaccinurilor, atunci când o persoană este dogmatică și vede lucrurile doar în acest mod în care descriesc cu foarte mult umor, orice argument i-ai aduce, nu poți să o scoți la capăt. Sunt de acord cu dumneavoastră, există o cunoștință populară care spune o maximă asupra căreia eu nu e deloc de râs, care spune că nu e bine să te ceri cu prostul, că te duce la nivelul lui și te bate cu experiența. Și nu râd, pentru că, din păcate, așa se întâmplă. De cele mai multe ori, atunci când vorbești cu anumite persoane, cred că mai indicat să vorbești cu ușa de la șifonier, cu ușa de la frigider, cu ușa de la intrare, că sigur te vor pricepe mai mult și mai înțeles decât în momentul în care... Pentru că la ei, argumentele raționale, logice, nu au sens. Șocul meu a fost când am purtat discuții de genul acesta cu oameni care se declarau a fi creștini. Și creștinismul am înțeles, să știți, ca o religie a raționalității. Deși există foarte mulți atei care, într-o foarte mare măsură, putea avea dreptate acuzând creștinismul că este irațional. Dar eu am înțeles și am decis să fiu creștin pentru că sunt un om rațional și cred că este loc de Dumnezeu foarte mult în lumea în care trăim, în viața în care suntem, în universul din care facem parte, și cred că acest Dumnezeu este foarte ordonat, foarte corect și că a pus bazele existenței lumii într-o ordine pe care nici el nu vrea să o încalce. Bun, sunt de acord, dar haideți să ne gândim puțin la ordinea lucrurilor. Omul... se naște, trăiește și moare. Da. Mai devreme sau mai târziu. Da. Și în funcție de ce face în timp ce trăiește, moștenește sau nu viața veșnică. Greșit. Îmi pare rău să vă contrazic. Omul moștenește viața veșnică nu în funcție de ce face sau ce nu face în viața asta, ci moștenește sau nu viața veșnică în funcție de cum se decide să răspundă la darul lui Dumnezeu. Viața veșnică nu e ceva ce câștigăm eu și dumneavoastră, eu și ascultătorii, în care trebuie să ne muncim, nu e admitere la facultate. Nu. Ce este răspunsul pe care noi îl dăm? Da, Doamne, vreau să fiu cu tine, sau nu, Doamne, nu mă interesează oferta ta. Dar cei care refuză tratamentele consideră că boala sau vindecarea sunt ale lui Dumnezeu, ceea ce orice medic aprobă. Vindecarea... Absolut. Absolut. Este dată de Dumnezeu. Medicul poate să trateze, vindecarea o dă Dumnezeu. Problema este că dacă Dumnezeu nu-ți dă vindecarea, de ce să o forțezi tu? Exact. Poți să faci ceea ce a făcut Iuda. Vreau să vă spun că Iuda n-a fost deloc rău intenționat. Iuda n-a fost atât de malefic în modul în care percepem noi, ci a fost într-un mod extrem de subtil. Pentru că el a crezut că Domnul Hristos era Mesia. El era convins că Domnul Hristos era Mesia. Dar pentru că nu se manifesta în forma pe care el și-o dorea, a decis să-i forțeze mâna să acționeze în modul în care era, să facă împăratul ideilor deodată. Pentru că uite ce poate să facă omul ăsta, e deosebit. Nimeni n-a vorbit ca el, înmulțește până și mai departe. Și a crezut cu convingere că face un lucru bun vânzându-l pe Hristos, forțându-i mâna astfel să se arate ca fiind Mesia cel adevărat. Deci credeți că persoanele care nu fac tratament, care nu apelează la... Nu, cred că există anumite persoane care...
Îi forțează mâna lui Dumnezeu. Indirect îi forțează mâna lui Dumnezeu. Exista, circula pe internet o imagine pusă de un proprietar de teren în America care spunea așa: rugăciunea este modul în care noi vorbim cu Dumnezeu și în care căutăm să întâlnim pe Dumnezeu. Dar dacă sar gardul acesta, pușca mea va face o cunoștință cu Dumnezeu într-un mod mult mai rapid. Cred că unii dintre oameni vor să apeleze la această scurtătură și să facă cunoștință cu creatorul lor pentru mult mai rapid. Acum, n-aș avea o problemă cu asta, dacă asta ar fi. Numai că, din păcate, reacția lor poate fi interpretată de alții că este bună și că trebuie de urmat și că poate deveni un modus operandi. Chiar dacă adică ei un mod sunt de a sinceri face, ca să înțeleg, da, în ceea ce fac, pot face rău celor nu din e scuză jur pentru nimeni. Vreau să vă spun că numele lui Dumnezeu și numele sincerității au pierit miliarde de oameni, calculându-i eu cu mâna mea, în statisticile istorice care s-au pus. Deci în numele sincerității și numele lui Dumnezeu s-au ucis oameni, miliarde poate, pentru că sinceritatea nu este o scuză pentru nimeni. Avem un material despre situația în țara noastră în privința cancerului. Înainte de asta, aș vrea să subliniez că dacă atunci când vorbim despre vaccinare, ne influențează și pe noi, cei din jur, da, o astfel da, de da, decizie, da, 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 da. Când vine vorba despre cancer, cancerul nu este o boală contagioasă. Cancerul nu este o problemă de care mă pot molipsi eu dacă o persoană nu se tratează. Exact. Credeți că este similar sau la fel de periculos ca noi să promovăm aceste tratamente naturiste? Sau? În primul rând nu e etic, fără dar și poate nu e etic. În al doilea rând, dacă vrem să introducem în ecuație noțiunea creștină, absolut, e dincolo de orice morală, ipocrizie sau șarlatanie, dacă doriți chestia asta. Și în al treilea rând, este periculos pentru că nu aduce niciun beneficiu, ci din contră strică lucrurile și le spun fără să mă tem de absolut de nimeni și nimic, că de cel mai multe ori strică lucrurile. Trebuie să spun, înainte să difuzați materialul și înainte să ne apucăm să disecăm și să facem asta, că există o situație a sistemului sanitar mioritic din spațiul Carpatul Danubiano-Pontic al țării noastre, care este de-a dreptul dezastroasă. Nu pot și nu voi incrimina pe nimeni care are rezerve în ceea ce privește sistemul nostru sanitar, că funcționează sau nu. Dar există, în ciuda modului în care sistemul sanitar funcționează, în ciuda modului în care serviciile care tratează cancerul au mai multe sau mai puține bube, defecte și probleme, există chiar și în România suficient de multe metode noi, demonstrate, aprobate, de ultimă generație, care pot ajuta în tratamentul cancerului. Haideți să vedem materialul pregătit de colegii mei Dorelia Pironea, Eduard Despinoiu și Liviu Dumitraș și apoi revenim aici la discuția noastră despre tratamentul cancerului. Ne puteți trimite între timp întrebările dumneavoastră la numărul 0751 400 300 prin SMS. La sfârșitul lunii mai a avut loc conferința de presă în cadrul căreia au fost prezentate datele unui studiu care a evaluat relația dintre români și cancer. Ideea sondajului a pornit de la inexistența unor date pe care să se fundamenteze politicile și deciziile în domeniul oncologiei în România. De zeci de ani vorbim despre nevoia unor registre naționale, vorbim despre cât de important este să știm un număr de pacienți cu cancer și de ce forme de cancer suferă, așa încât să le putem asigura accesul la mijloacele de diagnostic și de tratament moderne, conform cu nevoia lor și păstrându-ne limitele bugetului din România. În domeniul oncologic sunt câteva mari probleme pentru care se caută încă soluții. Sunt tumorile cerebrale, o foarte mare problemă și cu apariție la vârste tinere. Sunt tumorile viscerale, vă dați seama, neoplasmele pancreasului, apoi neoplasmul bronhopulmonar. Este o mare problemă. Mapamondu bogat caută mereu soluții de prevenție sau de depistare precoce, dar acele soluții pleacă de la o imagistică scumpă în sus, ori noi nu ne permitem
ni se facem o tomografie la fiecare membru al societății românești în acest moment. Deci lucrurile în plământ sunt foarte grave după mine. Depistarea tardivă cu toate terapiile acestea scumpe, cum vreți, țintite molecular, nu mără supraviețuire. Neoplasmul hepatic, cele mai bune descoperiri și folosite în România, mără supraviețuirea cu un an, ceea ce vă dați seama, nu este totuși foarte mult. În cadrul conferinței s-a discutat despre noile terapii, tratamentele personalizate și despre speranța de viață a pacientului diagnosticat cu cancer. Am constatat că pentru 45% din populația României, un diagnostic de cancer presupune iminența unui deces într-o perioadă de timp foarte scurtă. Ori lucrurile nu stau așa. Stăteau așa în anii 70, în anii 80, când un diagnostic de cancer nici măcar nu era formulat ca atare, nici vorbă să fie comunicat pacientului. Între timp lucrurile s-au schimbat și sunt multe forme de cancer care au devenit boli cronice, cum este diabetul zaharat sau cum este poliartrita reumatoidă. Și s-a întâmplat acest lucru pentru că s-au perfecționat mijloace de screening, de exemplu în cancerul mamar sau în cancerul de col uterin, s-au perfecționat mijloacele de diagnostic precoce, s-au rafinat mijloacele de diagnostic precis și trăim, iată, acum epoca tratamentelor personalizate care țintesc personalizat tumora, cancerul respectiv, fără a atinge celulele celelalte, cum se întâmplă cu chimioterapia, și mai ales trăim epoca în care imunoterapia, trezirea sistemului imun al organismului împotriva cancerului, se află la început și este o promisiune foarte mare. Studiul arată că românii nu sunt informați cu privire la noile tratamente care s-au introdus în țară în ultimele luni. Jumătate dintre cei intervievați nu știu câte medicamente au fost aprobate în 2015, iar 32% optează pentru o categorie greșită de răspuns. Înțeleg că răspunsul corect este 14%, ceea ce ar însemna că doar 2% dintre români știu acest lucru, că 14 medicamente noi au fost aprobate în anul 2015. Având în vedere avansul științific, 2015 este desemnat anul cel mai important pentru oncologie. Joe Biden, vicepreședintele american, a participat în urmă cu o lună de zile, la sfârșitul lunii aprilie, la o conferință de medicină regenerativă la Vatican, prilej cu care a făcut această afirmație: în cancer, avansul științific din ultimele 6-12 luni a depășit tot ceea ce s-a realizat în ultimii 20 de ani. Anul 2015 este anul în care s-au aprobat cele mai multe medicamente oncologice în Europa, dar și în Statele Unite. O treime dintre ele sunt medicamente personalizate. De aceea este foarte relevant și am insistat ca una dintre întrebările studiului să se refere la numărul de medicamente care au fost aprobate, tocmai în contextul în care știrea că au fost aprobate 14 medicamente și că este cel mai bun an pentru istoria, pentru industria farmaceutică și pentru oncologie în Europa, această știre eu am regăsit-o peste tot în media din vestul Europei, la noi prea puțin. Rezultatele pe care le-am văzut, și anume că 1,6% doar au știut, se corelează practic cu nivelul redus de informare, dar care nivel redus de informare e și corelat cu nivel redus de așteptare și de solicitare din partea pacienților și în general a oamenilor. Ca să poți să soliciți un tratament nou sau ceva nou, trebuie să știi că există. Obiectivul care se desprinde în urma studiului privind relația dintre români și cancer este accesul rapid la inovație. Nu avem o politică sanitară pe termen mediu și lung. Nu avem o strategie. Aici e problema majoră. Și astăzi sunt foarte dezamăgiți, suntem noi pacienții foarte dezamăgiți de ceea ce se întâmplă în sistemul sanitar din România. Anul trecut vorbeam la conferința pacienților cu cancer despre imuno-oncologie. Da, am vorbit de funie în casa spânzuratului. Despre asta vorbim. Noi ne informăm, mergem mai departe și când vedem că nu avem acces, facem loc oportuniștilor care ne tratează cu fel și fel de vrăjitorii până la urmă. Radioterapia în România asigură doar 27% din câte știu eu, din necesar. Restul mor cu zile.
Asta este responsabilitatea, cu ghilimele de rigoare, a celor care ar fi fost obligați să facă politici sanitare. Din punct de vedere al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, programul de oncologie a fost și rămâne în continuare o prioritate în cadrul programelor de sănătate curative. De altfel, cel mai mare buget în cadrul programelor este alocat programului de oncologie, care în ultimii ani s-a și dezvoltat. Și dacă inițial erau asigurate numai medicamentele specifice pentru acest program, în ultimii ani, în cadrul programului se asigură și alte activități, cum ar fi radioterapia, diagnosticul leucemiilor acute, reconstrucția mamară după cancerul de sân și după extirparea sânului, ceea ce a venit în sprijinul bolnavelor cu astfel de afecțiune și în continuare rămâne o prioritate pentru Casa Națională. Participanții la conferința în cadrul căreia s-au dezbătut rezultatele studiului au emis concluzii cu privire la câteva aspecte. Din punctul meu de vedere e un pas foarte mare pentru a avea o distrucție structurată, care mă aștept ca în viitorul apropiat să se ducă în zona economică, pentru că, practic, bună parte din problemele care sunt, sunt probleme de natură economică, cealaltă parte fiind probleme de natură legislativă. Care ar fi primul pas? Ce trebuie făcut pentru ca rezultatele acestui studiu să fie altele de 5 ani, de exemplu? Păi, cred că, din păcate, singurul lucru care a lipsit a fost prezența unor oameni de la autorități. N-a fost nimeni de la Ministerul Sănătății, n-a fost nimeni de la Agenția Națională a Medicamentului, n-a fost nimeni din comisiile de sănătate din Parlamentul României. Și dacă n-ar fi fost nimeni nici de la Casa Națională de Asigurări, atunci aș fi zis că acest studiu e un eșec. Doamne ajută, a fost cineva de la Casa Națională a Asigurărilor. Mă bucur că am participat la acest eveniment în care am văzut un studiu relevant despre situația oncologiei inovative în România. Cred că sunt multe lucruri de spus. Partea rea a sistemului nostru de sănătate este că pacienții încă nu au acces la tratamentele de bază și noi totuși sperăm să ajungem la un nivel în care să avem acces și la tratamentele inovative care chiar pot să salveze vieți. Doamnelor și domnilor, ați urmărit un reportaj despre situația cancerului în țara noastră, tratamentele care sunt disponibile în prezent, dar și dificultățile cu care se confruntă pacienții din România. Poate că aceste dificultăți îi determină pe mulți să renunțe la tratamentele alopate. Ce înseamnă de fapt alopat? Cele din spitale, cele... Nu, greșit. Prescrise de medic. Nu. Tratamentele alopate sunt cele care sunt verificate. Medicina modernă din secolul 21, practicată în societățile moderne, este medicină bazată pe dovezi. Adică totul este măsurat, verificat, cuantificat, reverificat și refăcut, dacă vreți, de oricine. Baza experimentului, a fost Bernard. Adică nu trebuie să mă crezi pe mine, trebuie să refaci ce am făcut eu și dacă îți dă la fel, înseamnă că e corect. Dacă nu-ți dă la fel, înseamnă că eu am greșit undeva. Am avut o emisiune despre medicamente și ne-a povestit invitatul despre etapele care durează 10 ani. Chiar. Da, 10-15 ani. Da. Și despre cât de multe lucruri poți să afli despre un medicament, chiar din momentul în care s-a pus pe piață și nu vă mai spun povestea Viagra sau altor tipuri de medicamente de genul ăsta, care s-au intraseră cu o indicație să trateze mai multă afecțiune și au descoperit că, de fapt, poate să trateze multe alte lucruri și sunt eficiente și în alte situații. Deci, sunt foarte eficiente, sunt verificate în sensul acesta, absolut, și sunt foarte conștient că există, din păcate, neajunsuri în sistemul nostru sanitar, dar sunt dublate și de o lipsă de informare sau de informare din surse greșite a pacienților care sunt. Categoric, în momentul în care cineva îți pronunță cuvântul cancer și se adresează la persoana ta sau la o persoană care ți-e dragă ție, ești în stare să A. urci munți și să-i dobori, B. să treci mări și să le străbați, C. să faci orice, inclusiv să dai un organ din tine, D. toate cele de mai sus. Da. Să faci aceste lucruri ca respectiv o persoană sau chiar tu însuți să poți să scapi de lucrul acesta.
Și vei recurge la orice, efectiv orice. Nu ți se va părea nimic prea greu sau nimic prea neplauzibil ca să nu fie făcut. Da? Absolut că lucrurile acestea sunt clare și psihologia celor care îngrijesc sau care au persoane dragi sau care sunt bolnavi de cancer spun că lucrurile acestea sunt foarte eficiente. Dar trebuie să asculți de oameni care sunt raționali și care crezi că îți dorești lucrurile cele mai bune. Sunt multe lucruri în țara asta care se pot îmbunătăți în domeniul tratării cancerului. Dar, în ciuda faptului că mai e mult de mers, nu trebuie să dezamăgească pe nimeni sau să oprească pe cineva de a căuta sfat și tratament medical bazat pe dovezi, nu pe părerologie. Am visat, mi s-a arătat, am citit în urină de dimineață că dacă beau bicarbonat cu frunză de salvie, o să scap de gută. Asta e părerologie. Sau asta funcționează la mine. Nu e obligatoriu să funcționeze la altcineva. La copii, la nepoți, la mame, la tați, la frați, la surori. Văd că în prezent există aceste tratamente personalizate pe un anumit tip de cancer, spunea în reportaj. Ce înseamnă asta? Că de fapt fiecare celulă a organismului, fiind diferită una de cealaltă, celula din ficat nu este identică cu cea din creier și e diferită de cea din rinichi. Ca urmare și aceste tipuri de cancer sunt diferite. Și practic ei, cercetătorii, au găsit niște metode prin a identifica, pentru a identifica celulele canceroase și a găsi exact tratamentul potrivit pentru celula respectivă. Asta este și ideea. Ce spuneați dumneavoastră este adevărat, dar e doar jumătate de adevăr în sensul în care și celula din ficat, categorică diferită de neuron, de celula din epiteliu gastric, de celula de pe piele, de celula din rinichi. Dar toate sunt celule self, celule ale organismului propriu. Și organismul nu poate nu poate lupta împotriva ceva ce are el decât dacă are boală autoimună. Boală autoimună, da. Bun, cancerul e ceva ce vine din interior, așa cum ne mai învață anumiți mari, cum ne spun că emoțiile vin din interior, găsim înțelegerea interior și cancerul tot din interior vine, doamnă, și vine tocmai din înțelegerea, din degenerarea anumitor țesuturi în transformări și având pe de o parte factorii de mediu și pe de altă parte o componentă genetică. De fapt, celulele canceroase nu există în corpul fiecăruia dintre noi ba da, tot timpul? Ba da, există posibilitatea și în deosebi există posibilitatea ca să avem pe parcursul vieții noastre mai multe cele canceroase. Nu e obligatoriu să facem toți boala cancer. Pentru că ele pot fi eradicate de un sistem imun competent sau să nu se pot dezvolta așa mai departe. Însă, repet, zestra genetică pe care o avem toți și e diferită. Factorii de mediu la care suntem supuși și suntem diferiți. Împreună cu ceea ce se întâmplă în organismul nostru, toate conlucrează și duc ori la apariție, ori la dispariția anumitor forme de cancer. Da? Și la răspunsul diferit. Vă spuneam, cancerul e ceva ce vine din interior, e ceva propriu. Și organismul nu luptă împotriva lui. Da? De aceea au existat tratamente care identifică particularitățile, diferențele celulelor canceroase, văd cu ce e diferită. Nu doar de diferite celule organismului, ci de celulele normale organismului și de celulele din țesutul din care a provenit. Identifică aceste particularități și construiesc tratamente care la rândul lor să identifice aceste particularități și să distrugă exclusiv celulele acestea, atât din țesutul în care se află, cât și dacă ele s-au răspândit în altă parte. Ceea ce înseamnă un pas imens înainte. Deci nu există, așa cum vedem pe internet, un tratament universal al cancerului. Exclus așa ceva. Sau o anumită plantă, exclus sau o anumită combinație de plante pe care dacă o folosim, sunteți siguri? Articolele alea par foarte documentate. Doamnă, nu mă pun niciodată cu certitudinile proștilor. Sunt foarte sigur de ceea ce spun, pentru că sunt lucruri pe care eu le pot verifica, le pot cuantifica și așa mai departe. Dar cu certitudine a unor oameni nu mă pot pune. Fără dar și poate și nici nu mi-am pus asta în gând. Eu vreau cum ajung oamenii să aibă aceste certitudini? Mi-e greu să vă zic, întrebați-i pe dumnealor. Din păcate nu știu dacă oamenii au crezut, oamenii au crezut și am auzit recent că Pământul este plat. Oamenii au crezut că Pământul e centrul Universului. Oamenii au crezut că dacă te speli de mai mult de o dată pe an, mori. Oamenii au crezut asta. Dar au venit alții care au demonstrat că nu e așa. Și corect? Cum le-au demonstrat?
Prin vari motive. Odată prin demonstrație științifică, dacă ne referim la, să zicem, cosmologie, demonstrație științifică și la baie. Inițial, cred că la baie a fost vorba, de exemplu, personal. Uite, bă, m-am spat de 3 ori și n-am murit. Odată de chestia asta, sigur, da? Și așa mai departe. Dar evident că lucrurile s-au întâmplat în felul ăsta, demonstrându-le și demonstrându-se. Aducându-se dovezi. Evident. Și eu pot să presupun, pot să spun că, nu știu, sunt descendentul lui Vlad Țepeș. Dar dacă nu am dovezi în sensul acesta, genetice, istorice și așa mai departe, pot să spun până mâine mâine dimineață strigând pe Arena Națională că sunt descendentul Vlad Țepeș. Nu mă crede nimeni. Dar culmea, dacă eu vorbesc într-o chestie care exploatează disperarea oamenilor, și aici mi se pare mie păcatul mare, lumea e dispusă să creadă orice spun eu. Și aici mi se pare păcatul mare din partea celor care vând iluzii așa ceva. Am descoperit, nu cu consternare, cu, nu știu, cu o amărăciune greu de interpretat, cu o dezamăgire groaznică, pe care n-am sinonimă cu nimic nici într-o viață, oameni care sfătuiesc sau învață alți oameni că leucemia e doar o stimă de sine scăzută, că de fiecare dată când răcești ai leucemie și că se vindecă dacă îi crești stima și dacă o lași netratat. Evident că nu se vindecă, evident că oamenii mor dacă o lași netratată și evident că se lasă cu niște drame. Bineînțeles că acești binevoitori nu fac lucrul ăsta din bunăvoință sau din prea plinul inimii lor, ci fac lucrul ăsta contra cost prin ședințe pe Skype sau pe alte chestii de genul ăsta, care costă să plătesc în monede străine, în recte euro de principiu, sau dolari, sau ien japonez, nu mă interesează, dar nu o fac gratis. Dovadă că și au un interes de genul acesta, înțelegeți? Și exploatează disperarea anumitor oameni. Din păcate, știți care e frustrarea și mea maximă? Că știu, cunosc oameni, vi pot aduce oricând pe care să puneți mâna, care au avut unul sau două cancere nasoare, Hodgkin, leucemie, sau și Hodgkin și leucemie și care trăiesc și-s bine mersi astăzi, vindecându-se urmând calea alopată, verificată a medicinii, și din păcate pot să vă arăt suficiente cruci de oameni pentru care s-a încercat orice nealopat și care au dat greș. E adevărat și reversul, și nu o să-l neg și nu o să-l ascund sub niciun fel de prei sau chestii de genul ăsta sub sacou, că există pacienți cu boli canceroase grave la care orice terapie omenească a încercat nu s-a reușit. Numai că Am auzit și cred că există oameni care au avut cancer, peste care s-a făcut punerea mâinilor, ungerea, și care s-au vindecat. Cred asta și cred că Dumnezeu a decis. Nu știu, nu sunt în măsură de a mă lua de brăcinare cu Dumnezeu și a cere socoteală de ce a acționat acolo și nu dincolo, dar aici a fost o situație. Au existat și situații în care oamenii au făcut tratamente, s-au vindecat, au existat situații în care oamenii s-au făcut tratamente, au cerut ungerea, s-au vindecat. Deci aici nu pot descrie un anumit tipar. Și atunci, cum am ști noi care este soluția cea mai bună? Verificând. De principiu, adresându-ne celor care sunt profesioniști în domeniu. Există foarte multe studii și prezentări de caz, chiar și în cazul pacienților care beneficiază de tratament alopat și cancerul nu dispare. Acestea sunt studii de caz prezentate la congrese. Da, da, da. De ce se încearcă o explicație. De ce nu a funcționat în cazul acestui pacient? Adică, eu, din câte înțeleg, lumea medicală își evaluează și studiază până și eșecurile. Mai ales eșecurile. Mai ales eșecurile. Le spun și studenților următoarea chestie. Nu e o nenorocire să greșești. O nenorocire este să greșești și să nu vezi nimic din ea. Există o practică în clinica în care lucrez și în alte clinici în care am mai fost, îndeosebi universitare, aceea de a se urmări un caz până la capăt, până la capăt însemnând uneori chiar masa de necropsie, pentru a învăța din cazul ăla ce ai fi putut face mai bine, ce ai fi putut evita, dacă era bine să-i faci cu tare lucru sau dacă era bine să nu-i faci cu tare lucru, pentru că dacă amărâtul respectivul bolnav s-a prăpădit, să înveți măcar din moartea lui ceva. Măcar atât să înveți. Și medicina, de principiu, dacă e practicată cu conștiinciozitate, are capacitatea aceasta de a învăța din propriile greșeli și a progresa. Ăsta este motivul pentru care astăzi, sigur, ce s-a spus în 2015, s-au făcut pași enormi în tratamentul cancerului. Cu paranteza că diabetul și artritul reumatoidă nu sunt cancer. Uite, apropo de reportajul anterior. Da. Dar, categoric, în progresul acestor lucruri există. Există în ceea ce înseamnă afecțiunile hematologice, cancerele de sânge, progres imens. Transplantul de celule stem
autolog sau alotransplantul, a deschis căi nebănuite. Inhibitorii de tirozin chinaze, anticorpii monoclonali administrați în hematologie și în oncologie, au deschis porți nebănuite. Ați văzut însă studii despre efectul anticancerigen al tratamentelor bazate pe diverse combinații de plante? Pentru că eu n-am văzut, dar eu nici nu practic medicina, deci poate nu sunt eu informat. Nu. Vreau să mi se ducă la cunoștință asemenea lucruri, vreau să știu bolnav care au luat bicarbonat de sodiu sau vindecat de leucemie sau de cine știe ce altă formă de cancer agresivă, nu de LLC sau chestii de genul ăsta. Vreau să știu, vreau să spun o poveste scurtă. Am citit și am și cumpărat cartea unui neurochirurg, se numește Paul Calanity. Cartea se intitulează When Breath Becomes the Air, când respirația devine doar aer, se referă la respirația muribundului, dacă vreți. Este povestea de viața unui neurochirurg, fost neurochirurg, care a decedat în 2015, de 37 de ani, la Stanford, în Statele Unite ale Americii, care a fost diagnosticat cu cancer pulmonar. S-a făcut evident pentru el orice omenește posibil ultimele tratamente, dar în ciuda oricărui tratament a fost, forma lui de cancer pulmonar a fost agresivă. Evident că n-a fumat, că există cancer pulmonar care nu are legă de fumat și e cel mai agresiv de cele mai multe ori. Și din păcate, după aproximativ un an de zile, respectivul a decedat. Deci, vorbind de spitalul de la Stanford, de Universitatea de la Stanford, de cel mai bun oncolog din Statele Unite ale Americii, care a făcut tot ce se poate pentru un coleg de-al lor neurochirurg. Și în ciuda acestui lucru nu s-a putut vindeca. Dar asta nu trebuie să fie încurajare pentru nimeni, că trebuie să ia rostopas, că dați-mi orice, nu știu, pastă de dinți, care ar fi rolul, zeamă de orez sau nu știu ce chestii. Care ar fi rolul plantelor și al alimentației? Păi de ce spune hrana voastră să fie medicamentul vostru? Nu. Haideți să o luăm așa. Dacă vreți și se poate verifica pe Wikipedia, care e o sursă mai demnă de informații medicale, aș putea să vă spun că majoritatea anticanceroaselor, cel puțin din chimioterapice, sunt obținute din plante inițial. Bun. De la banala vin Cristina până la multe altele. Au fost obținute inițial din plante. Bun. Deci, teoretic, obținându-se și potențându-se anumite chestii care sunt. Sigur că au existat medicamente care, uiteați, drama primului război mondial a însemnat folosirea gazelor de luptă. Ei, din gazele de luptă s-au dezvoltat și de acolo anticancerigene care, administrate copiilor cu leucemie acută, le-a prelungit de la 6 luni la 2 ani. Și a fost o chestie extraordinară când s-a administrat în Boston pentru prima dată. Da? Deci, din orice chestie poți să ajungi și poți să tragi chestii de genul ăsta. Alimentația la o persoană bolnavă de cancer poate ajuta, 1. Când e bolnav de cancer, în primul rând, să evite contaminarea și o recomand bolnavilor care au tumori sau care fac tratament cu cancer, de cancer, să mănânce totul fiert sau copt pentru a evita tot ce înseamnă chestii care pot contamina mâncarea pe ei fiind mult mai fragili și recomand să aibă o dietă cât mai echilibrată. Nu sunt convins, pe baza dovezilor pe care le-am, că mâncând foarte multe vegetale, crudități, chestii de genul ăsta, le crește supraviețuirea. Nu. Din păcate, nu. Și nu este studii care să ateste lucrul acesta, ci doar în felul acesta. Trebuie mult mai mult atent și poate monitorizați. Este cealaltă teorie. Au spus în reportaj că se realizează imunoterapie tocmai pentru a pregăti sistemul imun să lupte. Aici sunt mai multe discuții. Întrebarea era următoarea. Dacă mâncăm plante, fructe, legume, nu ne întărim sistemul imun să lupte împotriva cancerului? Nu neapărat. Trebuie să știm și trebuie să considerăm cancerul și mai ales cancerosurile de cele care sunt legate de apariția de tumori ca fiind niște teroriști. Niște teroriști care în momentul în care s-au instalat în oraș și în organism vor avea acces la resursele acestuia și le vor folosi doar pentru propria lor supraviețuire. Celula canceroasă, celula transformată canceroasă, celulă, v-am spus, teroristă, pentru că ea nu mai ascultă de regulile organismului, nu mai îndeplinește comenzile organismului și ia tot ce înseamnă din resursele acestea folosindu-le doar pentru supraviețuirea proprie. În acest moment, când se întâmplă acest lucru, cele mai bune lucruri, cele mai bune vitamine, toate lucrurile se vor duce în tumor, în primul rând, și nu în restul organismului. Și e greu să se întâmplă treaba asta. Treaba cu specularea răspunsului imun este, dar trebuie să fim atenți că la bolnavii cu cancer și în mod deosebit la bolnavii cu afecțiuni hematologice, cu cancere de sânge, răspunsul imun nu mai era sau nu mai este ce era odată. Și aici e o armă cu două tăișuri și sigur
Eu cred că rezolvarea în ceea ce privește cancerul va veni dintr-o conlucrare și dintr-o speculare a mai multor terapii care vor fi țintite împreună împotriva distrugerii celor canceroase. Nu cred că doar o singură latură a problemei va oferi răspunsul în final, dar cred că ne aflăm mult mai departe pe lungul drum al găsirii unui antidot, unui leac, unui medicament mai eficient decât este acum împotriva cancerului. Deși față de acum 20 de ani, față de acum 15 ani, suntem mult mai departe. Acum 20 de ani, când aflai că ai cancer, erai într-adevăr condamnat. Avem două întrebări. Suntem aproape de finalul emisiunii. O întrebare scurtă. Fibromul este o formă de cancer? Fibromul unde? De principiu, leiomiofibromul e o formă, e o tumoră benignă, dacă ne referim la leiomiofibromul uterin. Probabil, da. Posibil să fie. Fibromul, de principiu, este o tumoră benignă. El trebuie îngrijit și monitorizat și extirpat, pentru că fibromul uterin duce la sângerare mai prelungită decât sângerarea menstruală normală sau sângerare postmenopauzală, lucru care duce la apariția anemiei. Și o întrebare... iată. Un om s-a tratat de cancer la plămân cu miere de albine cu ghimbir. Mulțumim că ne-ați informat. Nu știm nimic despre cât a supraviețuit... Ce poți rezultate? Să mănânci miere cu ghimbir foarte bună. Da. Și o ultimă întrebare, pentru că suntem... Dar faceți tratament, nu? Deci acum vin foarte multe întrebări. De unde poate ști cineva dacă are cancer? Se poate vindeca cu celule stem cancerul? Anumite forme de cancer pot fi vindecate cu celule stem. Și întrebarea la care o să vă rog să dați un răspuns în 3 minute, e o întrebare pe care putem să o abordăm într-o emisiune întreagă. Care este opinia invitatului despre cine va avea în final dreptate despre apariția noastră, știința sau religia? Probabil că pune în... Nu văd legătura între subiectul emisiunii și asta. Ar fi legătura între întrebarea aceasta și veșnica dispută între știință și religie. Domnilor, eu nu cred că există o dispută între știință și religie. Nu. Nu se contrazic? Nu, pentru că ele privesc două spectre ale vieții umane de care avem nevoie. Și fiecare privește viața umană prin anumite lentile și printr-o anumită perspectivă utilă, dar nu suficientă. Doar religia în sine nu oferă toate explicațiile, doar știința în sine nu îți oferă toate explicațiile. Cred că e nevoie și este util ca omul să aibă parte în viața lui și de religie și de știință. Ideal este ca să-și pună întrebări, să caute răspunsul la ele, ca răspunsurile pe care le primește să-i deschidă și mai multe întrebări și să știe unde să caute răspunsurile cel mai important. Eu cred că religia are rolul să-l învețe pe om unde să caute răspunsurile respective și dă într-o foarte mare măsură instrumentele prin care să decidă care răspunsuri pot fi eficiente sau nu în dreptul lui. Eu cred că știința este cel care îl învață cum să caute răspunsurile respective și cred că are nevoie de amândouă. E ca și cum am spune că aleg între știință și religie că e mai eficientă dreapta sau stânga. Eu cred că avem nevoie de ambele mâini. Cred că dreapta e eficientă în a face anumite activități și cred că stânga este eficientă în a face anumite activități. Nu sunt dispus să renunț la niciuna din mâinile mele. Dar mulți oameni de știință, găsind explicații pentru fenomene altă dată neînțelese și explicate în termeni religioși. Știu unde mergeți. Neagă și... Răspunsul este simplu. Victima, nu. Și mai simplu. Vina ne aparține nouă creștinilor pentru că l-am pus pe Dumnezeu pe post de plasturi, acolo unde nu aveam răspunsuri. Și când decursul istoriei și avansul științific a dus la descoperirea acestor lucruri, am spus că ce? Dumnezeu nu mai există? E ca atunci când Dumnezeu e în cer. Am zburat în cer și am văzut că Dumnezeu e acolo. Dumnezeu e în cosmos. Am zburat în cosmos și Dumnezeu e acolo. Asta înseamnă că Dumnezeu nu există? Nu. Asta înseamnă că noi am greșit limitându-L pe Dumnezeu la o formă de înțelegere care nu e comună nouă. Ați înțeles? Și vina ne aparține exclusiv nouă celor care am presupus treaba asta folosindu-L pe Dumnezeu, un Dumnezeu care, după cum spune Solomon, nu poate fi cuprins de cerurile cerurilor, pe post de plasturi, acolo unde noi nu aveam răspunsuri. Deci,
Da? Deci e greșeala noastră, nu e greșeala oamenilor de știință. Eu vă propun să continuăm această discuție în altă emisiune, pentru că... Cu mare că, plăcere. Există foarte multe mituri în rândul există celor mituri. Care da, nu... Da. Au studiat foarte bine problema și există multe provocări cărora lumea medicală greșite. Încearcă să-și multe înțelegeri greșite. Să le Domnul facă Hristos față. Și Dumnezeu nu ne-a cerut niciodată nici abonicie, nici prostie din partea noastră, ci ne-a cerut să avem încredere în El și ne-a lăsat niște legi după care funcționează Universul și la care s-a supus și El însuși. Mulțumim, domnule doctor, pentru participarea la această emisiune. A fost alături de noi domnul doctor Răzvan Mihalcea, medic rezident de medicină internă. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!